Seara, numele meu este Bianca Iordan, sunt nutriționist dietetician, iar astăzi mă aflu în fața dumneavoastră pentru a vă vorbi despre alimentația femeii însărcinate. Tema pe care am ales-o astăzi este tot dintre sugestiile primite de la voi, iar când vine vorba de alimentația femeii însărcinate, sunt o grămadă de mituri și de vorbe din popor. Cea mai cunoscută este acea zicală, mănânc pentru doi. Haideți totuși să transformăm această zicală în ar trebui să mănânc de două ori mai sănătos, pentru că nu mă gândesc doar la sănătatea mea, ci mă gândesc și la sănătatea bebelușului. Dacă ești însărcinată cu un singur copil, în primul trimestru nici măcar nu ar trebui să suplimentezi porțiile, ci doar să acorzi o atenție mai sporită unei alimentații sănătoase și echilibrate. De ce este important să am grijă la alimentație în timpul sarcinii? De ce ar trebui să apelez la un nutriționist? Ei bine, alimentația corectă în timpul sarcinii va ajuta fătul să crească și să se dezvolte sănătos. Vă va echilibra din punct de vedere hormonal, poate preveni anumite patologii apărute în sarcină, precum hipertensiunea în sarcină, diabetul gestațional și implicit să dezvolte anumite probleme sau anumite riscuri la bebeluș. Ar trebui să iau vitamine și suplimente pe timpul sarcinii. Vitaminele și mineralele joacă roluri foarte importante în toate funcțiile organismului și ajută bebelușul să se dezvolte sănătos. Consumul de alimente sănătoase și o alimentație echilibrată în fiecare zi ar trebui să ne furnizeze toate vitaminele și mineralele de care avem nevoie. Eu personal nu recomand administrarea vitaminelor și mineralelor fără recomandarea medicului. Câte calorii ar trebui să mănânc în plus? Acest răspuns este foarte simplu. În primul trimestru nu trebuie suplimentate caloriile. În al doilea trimestru de sarcină putem suplimenta cu 350-400 de calorii zilnic. În cel de-al treilea trimestru, când bebelușul crește și se dezvoltă cel mai mult, am putea suplimenta cu 450 de calorii. Căror vitamine și minerale ar trebui să le acord o importanță deosebită în timpul sarcinii? În timpul sarcinii aveți nevoie de acid folic, de fier, de calciu, vitamina D, acizii grași omega 3, vitamina B și vitamina C. Așa cum am spus și mai devreme, nu recomand administrarea suplimentelor alimentare fără recomandarea medicului. Însă există surse din alimentație din care vă puteți lua toate aceste vitamine și minerale. Așadar, acidul folic, unde îl găsim? În cerealele fortificate, în alune și nuci, în toate vegetalele cu frunze verzi, în fasole, fierul. O foarte bună sursă de fier este carnea roșie, spanacul, fasolea, peștele. Sursele de calciu sunt frunzele verzi, broccoli și binecunoscutele lactate. Toată lumea știe că laptele reprezintă o sursă foarte importantă de calciu. Vitamina C. Foarte multă vitamina C o găsim în ardei, în pătrunjel, în citrice, în fructe de pădure. Acizii grași omega 3 se găsesc în avocado, în pește, în nuci. Vitamina D o luăm în primul rând de la soare, dar ea se găsește într-o cantitate destul de mare și în peștele gras, cum ar fi somonul. Poate afecta greutatea în exces în sarcină? Da, cu siguranță, atât pe mamă cât și fătul. Așa cum am zis mai devreme, există riscul de diabet gestațional, de hipertensiune, de naștere prematură și mai apoi copilul va avea riscul de obezitate infantilă, de diabet, de hipertensiune, cât ar trebui să cresc în greutate în timpul sarcinii. Ca să pot răspunde la această întrebare, trebuie să vă zic așa, depinde de la greutatea de la care ați pornit.
Luând în considerare o femeie normoponderală, pe parcursul sarcinii ar fi normal să creșteți undeva între 12 și 16 kg. Dacă vorbim de o persoană care pornește sarcina cu obezitate, ar fi indicat să nu crească mai mult de 6 kg. Care sunt alimentele care pot afecta sarcina? Ce vă poate afecta sarcina? În primul rând, trebuie să aveți mare grijă la peștele cu conținut mare de mercur, și anume macrou, spada, rechinul. Mai apoi, trebuie să aveți grijă la ouă, carne și pește nepreparate termic corespunzător. Așadar, ouăle trebuie să fie foarte bine fierte atunci când le consumați. Carnea trebuie să fie gătită foarte bine. Peștele, de asemenea, nu consumați alimente precum sushi sau beefsteak. Există riscul de toxoplasmoză sau de salmonella. Toxoplasmoza este foarte, foarte dăunătoare fătului. Mai aveți grijă și la consumul de ficat. Acesta conține retinol și este toxic pentru făt. De asemenea, orice supliment pentru slăbit sau orice supliment alimentar administrat fără recomandarea medicului poate să dăuneze sarcinii. Cantitățile excesive de zahăr, cantitatea excesivă de cafea, din nou, pot dăuna. Cum aș putea să ameliorez senzația de greață și vărsăturile din timpul sarcinii? În primul rând, puteți încerca să consumați gustări mici, chiar înainte de a vă ridica din pat. Ar putea reduce senzația aceea de greață. Puteți folosi tot felul de alimente uscate, precum biscuiții sau covrigei. Beți lichidele între mese. Și desigur, ghimbirul este un foarte bun aliat în cazul femeilor însărcinate, atunci când există senzația de greață și vărsături, pentru că ghimbirul este un antiemetic foarte bun. Cum ar trebui să îmi planific mesele în timpul sarcinii? Aici vreau să vă arăt cât se poate de clar și de simplu cum ar trebui să fie planificate mesele și ce ar trebui să conțină acestea. Ei bine, cum ar trebui să îmi planific mesele în timpul sarcinii? Iar aici vreau să vă explic și să vă arăt cât se poate de clar. Avem această farfurie împărțită care vă arată foarte clar cum ar trebui împărțite alimentele pe perioada sarcinii. Ei bine, dacă vă uitați cu atenție, o bună parte din farfurie este acoperită de legumele fără amidon. Mai apoi, avem un sfert din farfurie cu cereale integrale și leguminoase. Celălalt sfert din farfurie este acoperit de proteine, care nu trebuie neglijate, iar într-o cantitate un pic mai mică se regăsesc fructele. Fructele ar trebui consumate pe post de gustare sau chiar ca desert, așa cum am mai spus. Dacă ar fi să le luăm un pic pe fiecare în parte, aș vrea să vă spun câteva lucruri. Ei bine, ce cereale trebuie să alegem? Cerealele de calitate sunt cerealele integrale, așadar, optați pentru pastele integrale în defavoarea pastelor din făină albă. Optați pentru orezul brun, orezul basmati în defavoarea orezului alb. Dacă vorbim de proteine, ar trebui să fiți atenți să nu consumați carne procesată, deci nu mezeluri, și să optați întotdeauna pentru o carne un pic mai slabă. Legumele fără amidon trebuie să aveți foarte mare grijă la modul în care le preparați, pentru că dovlecelul, spre exemplu, este o legumă fără amidon, dar dacă îl facem pane, n-am rezolvat nimic. Este bine să fie gătite la grătar, la abur, la cuptor, făcute diverse piureuri. Cât despre fructe, ar trebui să aveți foarte mare grijă la cantitate. Fructele nu se consumă în exces. Dacă vorbim despre lactate, acestea obligatoriu trebuie să fie pasteurizate. Puteți opta pentru lactatele semi-degresate. Să nu uităm și de consumul de grăsimi. Acestea ajută la absorpția vitaminelor liposolubile și o mare parte dintre vitamine sunt liposolubile, adică se absorb în organism în prezența grăsimilor. Optați întotdeauna pentru acele grăsimi sănătoase, acele grăsimi bune, pe care le găsim în avocado, în uleiuri presate la rece, în toate tipurile de nuci. Atenție și la nuci, acestea ar trebui să fie consumate crude, nu prăjite și nu sărate. Din nou, când vine vorba de grăsimi, trebuie să acordăm o atenție deosebită cantității. Acestea sunt foarte, foarte încărcate caloric. Cam asta este ceea ce am avut de spus despre alimentația femeii însărcinate. Sper că au fost informații utile pentru dumneavoastră, iar până data viitoare am un singur sfat să vă dau. Trăiește frumos, fii sănătos! Vă doresc o seară plăcută!